țineți minte, am filmat în toamnă simboluri naziste aici în Valea Ialomiței, sector 6, București. Ei bine, între timp s-a schimbat guvernarea, au venit liberalii în locul social-democraților la Treuga. Dar problema a rămas, ba chiar s-a agravat, ia uitați-vă câte simboluri extremiste apar pe blocuri. Și ei nu consideră asta prioritar și important, ce așteaptă să apară din nou Legiunea Arhanghelului Mihail sau altfel să se numească o mișcare extremistă, antisemită, anti-romă, rasistă. Nu sunt adeptul zidurilor goale, respect arta graffiti, dar nu și mesajele rasiste, ilegale. Cel mai probabil le desenează microbiștii sau ăștia, galeriile de fotbal, ultrașii, care iată desprețuiesc și poliția. Aleea Crăiești, 1:6. Aleea Crinu cu flori. De semnele astea ar trebui să se ocupe administrațiile de bloc, administrația locală, de sector și municipală. Cetățenii ar trebui să vegheze, să nu reapară. Poliția locală, mii de angajați avem la stat care ar trebui să vegheze respectarea legii. Cam fiecare bloc e inscripționat cu svastică nazistă. Blocul A46 are două, cel puțin, pe partea asta. Mișcarea fascistă legionară tot așa a apărut, întâi cu simboluri din astea, după care știm că s-a terminat cu Holocaustul. Nu întâmplător neonaziști invocă anii ăștia. Cam acum un secol începea să crească fascismul, nazismul în Europa și în România. Pe model german, italian. Să oprim monstru până ajunge să facă victime. Pogromuri, crime de ură și alte ilegalități. Sper că oamenii cu gratii la geam nu împărtășesc idei naziste. Dar de ce nu fac un demers? Sau mai multe? Ca să fie ștearsă inscripția. Peste drum un bloc identic și fără nicio svastică. Deci se poate. Blocul ăsta stă cu fața spre Bulevardul Timișoara. Și garajul cred că aparține cuiva și poate fi obligat. La peluze se cântă inclusiv slogane rasiste.